Patru Ștefan cel Mare. Da, sărbătoresc prin proces în instanța de judecat. Un nou mod de a sărbători ziua de naștere. Astăzi am proces și poimâine de asemenea am proces. Adică am proces pe 8 și respectiv pe 10 cu pauză pe 9. Deci în acest mod are loc sărbătorirea zilei de naștere. Nu știu, veți avea mâine oaspeți sau cum? Sau, mai ales că sunteți în arest la domiciliu. Cine poate să vină? Sunt procese în instanța de judecată, sunt suficiente ca și cadouri de ziua de naștere, nu-i nevoie de vizite sau de alte modalități de a sărbători. Ce vă doriți acum la 39 de ani? Dreptate, cum mi-am dorit întotdeauna. Dreptate pentru omul simplu. Eu stau și mă gândesc, dacă mie, primar de Chișinău, cu 160.000 de voturi în spate la ultimele alegeri, cu 3 mandate în spate și mi se întâmplă toate lucrurile acestea, pe nedrept și total abuziv și se vede asta prin lipsa de argumente a procuraturii în instanța de judecată, dacă mie mi se întâmplă toate astea, la ce poate spera un om simplu, care nu știe nimeni, care nu poate apela la nimeni, care nu poate face un recurs la organismele internaționale? La el, la ce să spere? La care dreptate? Deci aici este un mare semn de întrebare. Și ceea ce aș vrea să aibă loc, în primul rând, asta e dreptate pentru omul simplu. Că dacă o să fie dreptate pentru omul simplu, automat o să fie dreptate și pentru persoanele care dețin anumite funcții. Să vreau acum dreptate pentru mine, o să fie cumva cinic. Pentru că oamenii simpli o să gândească, uite, se gândește la pielea lui. Dar eu vreau dreptate pentru omul simplu și atunci lucrurile ori se așeze la locul lor. Nu cum se întâmplă acum, că deja tot s-a ascuns în timp și fug de răspundere, fug să ia vreo decizie pentru că cumva să nu se zdruncine sistemul care dintr-o dată s-a arătat în toată